Salut și bine v-am regăsit! Dacă mai țineți minte, anul trecut am desfăcut pentru prima oară boilerul meu Ariston Simat de 50 de litri. Și asta a fost prin mai. Acum tot în mai, tot auzind trosnituri și pocnituri în el, am dat jos iarăși. Și aveți în tutorialul celălalt cum se desface. N-am mai vă spun că n-are rost. Vă pun linkul în descrierea clipului. Pentru cei care nu știu cum se desface. Vreau doar să vă arăt cum arată după un an de zile ansamblul rezistență și anod de magneziu de pe boilerul Simat 50 de litri. Menționez că am în zonă o apă foarte dură și la doar un an au crescut iar stalactitele și stalagmitele calcaroase pe rezistența mea. Înăuntru, la fel. E o nebunie și pe aici, dar totuși pereții ăștia emailați încă sunt buni, deci nu se depun pe ei, nu se depune calcarul. O să-l curăț doar, scurg tot și rămâne curat. Iar rezistența asta o bag în apă cu oțet, să se moaie în apă caldă cu oțet. Aș putea să o bag direct în priză, să o alimentez și să fiarbă ea apa, dar nu-i nevoie. Fierbe o apă, pun niște oțet și o bag acolo. Să nu mai stau să mă întind cu fire. O să vă arăt și vouă cum fac. Și rezultatul final. Uitați reacția calcarului cu apa fierbântată cu oțet. Cum îl dizolvă. Fierbe pur și simplu. O să mai răsucesc pe toate părțile ca să se moaie bine peste tot. Să se dizolve calcarul de pe rezistență. Să vede bine cum se desprinde de pe rezistență. Am terminat și cu tovarășa rezistență, cu tot grupul de fapt, cu anod de magneziu și rezistență. Înțevușca asta din mijloc de aici intră termostatul și în aceste două lamele de aici. Mai mult de atât n-am ce să-i fac. Data viitoare cred că îi schimb și anodul de magneziu. Ce mai trebuie să o pun la loc și cu asta basta. Așa că acestea fiind spuse, vă recomand să curățați boilerul o dată la un an cel puțin. La mine e apa foarte dură. Dacă vă uitați la clipul de anul trecut, e mult mai jale atunci. Acum a fost ok. Cu depunerile nu s-a depus chiar atât de mult. Este bine să-l întrețineți. Ăsta al meu are deja 3 ani și e ok, mai ales că are rezervorul acela de email, nu se depune și pe el calcarul. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru vizionare și să ne vedem cu bine la următorul clip. La revedere!